Salut! Astăzi vă prezint o stație meteo pe care am cumpărat-o de la Lidl. Este marca lor proprie, Auriol. Spune că este controlată prin radio, ceea ce înseamnă că ora se va actualiza automat. Este o. Stație meteo destul de reușită, eu am mai văzut și la prețuri mai mici, în alte locuri, dar, drept să spun, nu păreau chiar așa de calitate. Aparatul vine cu o consolă care conține mai multe informații și um, un aparat care se pune la exterior, care culege informații din exterior. Astfel vom avea informații în paralel și din interior și din exterior. După cum vedeți, cel din interior îmi arată odată temperatura din camera în care este pus acest aparat. Îmi arată umiditatea, care este puțin cam mare. După cum se vede, avem și un smiley care nu prea este bucuros. În exterior vedem că sunt în acest moment în jur de 14 grade și o umiditate foarte ridicată, este ceață. Ne arată ora, data, faza lunii, ne arată și data la care, ora la care răsare soarele, la care răsare luna și când apune soarele și luna. Deci este o consolă care ne dă cam toate informații de care am avea nevoie pentru a ne începe ziua și ca să vedem cum va fi vremea afară înainte să ieșim afară. Aparatul vine, bineînțeles, cu baterii incluse, ca orice aparat cu baterie de la Lidl. După cum vedeți, acest senzor de exterior are posibilitatea să fie montat, ceea ce este ok, deoarece putem să obținem informațiile corecte dacă îl montăm la un metru de la sol și într-un loc umbrit. De asemenea, și acest aparat, această consolă are tot așa un orificiu pentru a putea fi pus pe perete. Mai multe butoane pentru a seta acest aparat. El poate fi și pe masă pus. Are acest stativ cu un plastic antialunecare. Avem un buton care luminează ecranul și putem folosi atât aparatul în sine, cum este simplu, dar putem să folosim și ca de alarmă dacă vrem. Și ceea ce este interesant, la faptul că este controlat prin radio, este că nu mai trebuie să umblăm la setări, deoarece acestea se vor schimba automat, când se schimbă ora se schimbă și pe aparat. De asemenea, dacă setăm orașul, Uh, cum este aici uh, Bucureștiul, considerat cel na România, uh, avem informațiile despre Răsărici Apus uh, foarte corecte. Eu consider că este un aparat care este destul de ok, uh, ne oferă informații rudimentare, dar care ne pot ajuta ca să începem ziua mai ușor și. Să avem un mic gadget drăguț pe perete. Să vă arăt și cum arată pe perete imediat. Așa arată și pe perete. L-am la intrare pus astfel încât înainte să ies din casă să văd informațiile de care am nevoie pentru a începe ziua cu bine. Dați like și subscribe și până la următorul aparat sau gadget.